Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cu capitala la Botoșani, astăzi, unde garda de mediu din județ este acum în imposibilitatea de a mai funcționa după ce 3 din cei 4 comisari de mediu au fost reținuți de DNA sub acuzații de corupție. Și mă întreb, nu mai bine desfințăm noi niște instituții? 3 doamne și toți 3. Dacă tot ajung în situația asta, mai avem cazuri de secții de poliție care au fost... practic și-au oprit activitatea pentru că au fost arestate toate. Era una, nu mai știu în ce județ era unde arestaseră toți polițiștii, mai puțin unul, da, care cred că nu l-au găsit sau ceva de genul ăsta. Deci 3 din cei 4 comisari de mediu de aici au fost reținuți. Al 4-lea comisar este în concediu de odihnă. Bun. Când se întoarce, îl așteaptă o surpriză. În același timp, consilierul juridic este în concediu medical și zice că suferințele de-abia încep. La birou a mai rămas doar șefa, doamna Cristina. Deci, o șefă la 4 angajați și un consilier juridic nu sună rău deloc. Presupun că șefa o să primească acum sau o să ceară spor de solicitare neuropsihică din moment ce i-au fost arestați subordonații pentru corupție. Da. Ce să fi speriat sărăcuța de ea? I-a crescut pulsul, tensiunea. Reținerea comisarilor a venit în timpul unor percheziții care erau făcute de procurorii DNA în Botoșan, Suceava și Iași, în județe, într-un dosar ce vizează fapte de corupție comise în perioada aprilie-octombrie 2022. Se arată în comunicatul de presă, adică practic s-a luat șpagă la controlele de mediu. Cine ar fi crezut? S-a mai întâmplat asta pe undeva? Domne, nu cred. Nu cred. Că de asta au și arestat, că nu... Da. I-au surprins. Exact. Pe lângă cei 3 comisari, mai sunt puse sub control judiciar alte 11 persoane, oameni de afaceri din județ, ei sunt acuzați că plăteau mite comisarilor de mediu, care îi anunțau din timp că urmează un control. Să se pregătească oamenii, să facă un protocol... Asta o zic, o șunculiță, o treabă. Da. Ei nu venim așa în control pe nepregătite. Și sunau și anunțau și ascundeau și ce era de ascuns. Citez: pentru serviciile de mai sus, inculpații ar fi pretins de la persoanele favorizate sume de bani, cuprinse între 300 și 2000 de lei, precum și alte foloase necuvenite, au precizat anchetatorii, citați de monitorul de Botoșani. Am remarcat asta. Alte foloase necuvenite. La ce s-o fi referit? Mă gândesc că iar aflăm că au luat fazani și iepuri de câmp. E posibil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.